Am cunoscut o persoană care bea între 2 și 4 litri pe zi de cola. Deci alte lichide nu bea și acesta cola, deci bea în cantitate foarte mare, până la 4 litri pe zi. Trecând peste faptul că are zahăr și asta i-a determinat obezitate, avea undeva la 130 de kilograme, a mai avut un efect. În cola se găsește acid fosforic care scoate calciu din oase, în cazul lui din dinți. Deci pur și simplu aproape nu mai avea dinți, avea niște cioturi ascuțite, pot să spun. Deci acesta a fost un efect foarte important. Nu știu ce ar mai putea să facă, să-și facă implant la toți dinții. În orice caz, avea dinții complet distruși. Atenție deci, când dați copiilor să bea cola, gândiți-vă și la acest efect. Nu numai, nu e vorba numai despre obezitate, este vorba inclusiv de efectul asupra dinților. Când fetița mea era mică și și-a pierdut un dinte, normal, un dinte de lapte, am făcut acest experiment. Am pus într-un pahar de cola dintele și a doua zi, practic, nu mai era, se dizolvase. Atenție deci la cola, consumă cu moderație o cola pe săptămână cel mult și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!